După 5 ani am închis o ușă. Multe alte uși așteaptă să fie deschise. Există regret, dar există speranță. Mai multă speranță și încredere. Avem nevoie toți, am nevoie și eu de modele, de oameni care să aibă curaj și demnitate. Chiar cred că există astfel de oameni, trebuie doar să caut mai bine. Acesta este mesajul pe care fostul președinte al UNPR Suceava, fondatoarea acestei formațiuni în județ, l-a publicat pe pagina sa de Facebook, după ce i-a înaintat demisia președintelui Gabriel Oprea. Cătălina Vartic a luat această decizie după ce a asistat la ședința de la Brașov a UNPR, unde a văzut care sunt planurile de viitor ale partidului, planuri pe care nu le crede realizabile. Unul dintre obiectivele fixate de UNPR este obținerea a 10% din mandate la alegeri. Și se pare că nu este singura care crede acest lucru, iar foștii colegi au rămas fideli. Biroul politic județean al UNPR Suceava a hotărât să demisioneze, motivând că niciuna din problemele semnalate în rezoluția transmisă în luna decembrie conducerii centrale a UNPR nu a fost rezolvată până la această dată. Mulțumesc celor care au fost și au rămas alături de mine în toată această perioadă și le promit celor care au încredere și vor să fie alături de mine și în viitor că nu voi abdica de la crezul nostru, că politica se poate face și altfel, cu dăruire, cu curaj, cu corectitudine. Demnitatea, onoarea, curajul, loialitatea sunt calități necesare și obligatorii pentru cei care doresc să facă politică pentru oameni. Oricât de greu va fi, nu voi renunța să cred în aceste valori și în puterea oamenilor de a fi schimbarea pe care o doresc în lume, le-a transmis Cătălina Vartic colegilor și susținătorilor săi.